Hei, salutare, prieteni, eu sunt Digi Football și bine v-am găsit la un nou episod care se anunță extrem de interesant din cariera cu Real Madrid, fraților. De ce spun acest lucru? Pentru că astăzi vom juca El Clasico cu Barcelona direct pe Camp Nou, după care vom avea manșa retur din UEFA Champions League cu Chelsea, așa că două meciuri extrem de interesante, fraților. Și da, începem cu meciul cu Barcelona, începem cu El Clasico. Nu uitați că în cupă ne-au eliminat datorită golurilor în deplasare cei de la Barcelona. Însă iată, Isco joacă, l-ai fostul nostru jucător, Isco joacă astăzi. Însă și la noi activează fostul lor jucător, adică Neymar, acest star senzațional, care deocamdată nu prea confirmă la noi. Asta mă cam supără. Vasquez va juca și el, deoarece Bale este accentat pentru două luni, Gerard Bale nu va juca pentru echipa noastră. Voi băga și pe Dani Carvajal pentru că n-a mai jucat de ceva vreme. De asemenea va juca și Mateo Kovacic în locul lui Isco. Avem foarte mulți jucători la Real. Probabil la vară voi vinde o groază de jucători pentru că vreau să cumpăr niște sânge proaspăt. Vreau să iau niște atacanți nebuni de tot și de aceea o să vând din jucători. Cam asta este echipa noastră, cred. Cumva, pe da, echipa e ok și haideți să dăm drumul la treabă. Primul meci în acest episod, Barcelona-Real Madrid, El Clasico. Nou Camp, o coreografie superbă, o zi superbă, vreme perfectă de fotbal. 90 de mii de oameni s-au strâns pe arena catalană pentru a urmări un meci de 5 stele, Barcelona-Real Madrid. Să vedem ce va ieși. Timiro, nu este Isco. Isco, mamă, ce centrare bună. Sergio Ramos însă arată de ce este unul dintre cei mai buni fundași ai lumii și intervine. Și 5 OVR trebuie să ne arate acest lucru Neymar în ceea ce face. Oh, superb Neymar, bravo băiatule. Da, asta ești unul dintre cei mai buni jucători din lume, atât pe Neymar aici cu un ball roll. Mamă, ce ne face Messi, bară, mamă. Lionel Messi, centrare superbă, bară, Barça! Incredibil, cum e găsit Marco Reus acolo. Atât pe Benzema, pentru James, prima ocazie, James Rodriguez scoate însă Marc-Andre Ter Stegen, o primă șansă și ce șansă irosește Realul. Din James, Kovacic. Centrarea lui Sergi Roberto Roy sare la cap, neapărând bine. Încercăm aici o pasă pentru Neymar Junior. Ce pasă pentru Neymar. Neymar trece frumos. Neymar scoate Ter Stegen. Wow, ce ratare are Neymar aici. Cât de bine a fost lansat de Kovacic. Ce ratare are Realul. Foarte bine apără Ter Stegen și scorul rămâne exact 0-0. Iată șutul, apără din nou. Keylor Navas, iată 6 șuturi și că noi am avut 0, bani am avut frate 0, am avut minim 2 ocazii. Da, și este final de meci, 0-0, Barcelona-Real Madrid în acest El Clasico absolut nebun. Barça a avut șansele mai mari, noi am avut vreo 3-4 șuturi la poartă, nu știu de ce s-a pus 0 acolo. Să noi am avut câteva ocazii, le-ați văzut și voi în timpul meciului. O partidă echilibrată, părerea mea, chiar dacă Barça pare că a jucat puțin mai bine. Un 0-0 să care ne păstrează pe amândouă în lupta pentru titlu. Hai să ne întâlnim jucătorii, pentru că vine meciul cu Chelsea. Vine un meci absolut nebun cu Chelsea. Lui Conti cresc reflexele la 85, ceea ce e foarte tare. Conti s-a crește senzațional de mult. Și da, avem partida cu Chelsea. Stăm la adăpostul unui 2-0 din partida turnă. Asta nu trebuie acest lucru să ne facă să ne culcăm pe ureche. Trebuie să trimitem echipa pentru Național. Cheșerul va fi înlocuit de Andone. Și cred că înlocuiești pe Big Faldi cu Marin. Și cam asta ar fi, cred. Da, cam asta ar fi. Hai să avansăm, am spus. Vine meciul cu Chelsea acum în UEFA Champions League. Avem avantajul de 2-0 din tur, însă vreau ca și în această partidă să reușim să facem o replică situație. Nu vreau să ne calificăm cu greu. Vreau să ne calificăm am mai departe, însă oricum de putem să și pierdem calificarea. Orice este posibil, foarte mulți jucători pleacă la Națională. Vom avea și noi meciul cu Naționala României. Știți că suntem în lupta pentru calificare la Euro 2020. Chelsea. Vor veni foarte motivați pe Stamford Bridge, vor fi împinși de fani de la spate. Din nefericire pentru ei, n-au golul marcat în deplasare, vor trebui
se apere bine meciul ăsta. Vă schimba puțin echipa. Mustafi va fi înlocuit de Rachitski, în poartă va juca Conti, portarul nostru de ce mi-e de generalist acest Conti. Danilo vine și el. Neymar îl voi ține, voi risca puțin, băgăm pe Asensio aici. Cross cu Casemiro e bine și în atac va juca Alvaro Morata. Cam așa arată echipa noastră pentru partida cu cei de la Chelsea. Haideți să dăm bătaie, Stamford Bridge se va umple pentru un meci de UEFA Champions League. La Londra, o atmosferă superbă, Chelsea primește vizita lui Real Madrid. Noi venim la avantajul a unui victorii cu 2-0 în turnul, însă Chelsea poate să facă o remontada cu siguranță și să ne se califice. Este Cross asta, scuze. Cross, Casemiro, pentru Vasquez. Vasquez! Oulu, ce șut! Ce șut bun prinde Lucas Vasquez! Au tremurat cei de la Chelsea, ce torpilă prinde Lucas Vasquez! Thibaut Courtois era bătut, șansă bună pentru Real Madrid, șansă bună pentru noi. Nu era centrarea, Eden Hazard. Hazard! Din nou Conti! Bine Conti! Pjanic din nou cu cornerul. Pjanic respinge. Da, poate și ceva după această fază. Asensio, pas la Vasquez. Așa, Neymar, perfect, iată, încercăm pasta, fault, cam faul la Morata. Corner pentru Real Madrid, Cross, Vasquez, am văzut foarte motivat în începutul partidei, pas la Casemiro, puțin pe lângă poarta lui Thibaut Courtois. Neymar, mi se pare că este adaptat la nivel de joc, Neymar, la alt stil de joc, mai bine, este o fault urât aici. Fault urât al lui Rachitski și este roșu. Rachitski eliminat în minutul 43. Rămânem în 10 oameni la o intrare foarte urâtă. Da. Rămânem în 10 și trebuie să scop pe Neymar pentru că văd obosit. Îl bag pe Mangala. E o lovitură destul de mare pentru noi. Vom face așa. E o lovitură mare pentru echipa noastră. Cross. Din nou Cross. Toni Kroos! N-a fost rău șutul, însă răspunsul lui Courtois vine imediat. Mangala depășit, centrare! Mamă! Am fost aproape de autogol aici. Hazard! Centrare! Liberal acolo! Scoate Conti! Conti este gol până la urmă! Conti parase incredibil în prima fază, însă până la urmă Antoine Griezmann vine, iată, bratase la acolo. Conti scapă, de fapt nu scapă, nu mai reușește să prindă balonul. Și Griezmann face 1-0. Cu Bellerin, mamă. Manolas lovește bara. Și este final de meci. Mamă, ce meci greu am avut la Londra. Chelsea, după ce a pierdut cu 2-0 în tur, a fost foarte aproape să ne elimine. Am jucat în 10 oameni, aproape mai mult de jumătate din acest meci, însă până la urmă ne calificăm mai departe. Da, o calificare grand să măcar vine. Iată ce alte rezultate le veți putea vedea aici. Valencia trece de Monaco, Arsenalul trece de Leverkusen, iată Arsenalul în sfârșit trece de optimi. Depor trece de Juventus, mă bucur foarte mult pentru ei. PSG-ul trece de Bilbao, Benfica trece cu 3-0 de City, surprinzător sincer. Atletico trece de Nice și 3-3, nu știu cine trece mai departe dintre United și Bayern München. Să vedem ce adversar ne dă mai departe. Oricum, cu oricine am jucat, se anunță un meci foarte dificil. Acum vom avea cu Malaga, însă mă interesează cu cine vom juca mai departe. Cred că și pe voi vă interesează la fel de mult acest lucru, pentru că iată, după meciul cu Malaga vom avea imediat meciuri din calificările pentru Euro. Ia să vedem dacă s-au tras la sorți meciurile. Vom juca cu Benfica. Cu Benfica jucăm mai departe. Un adversar teoretic nu așa de greu, fraților. Un adversar teoretic mai ușor. Un meci banat, Rachitski. Și da, băieții, cam mai se oprește episodul de astăzi. Ne-am calificat mai departe în Champions League. Cu greu, dar ne-am calificat. Bă, sper că v-ați plăcut acest episod. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share. Până data viitoare, am fost Digi Football. Toate bune, la revedere!